и совершенстве характера. Мы приблизимся к нашей заветной великой гармонии, когда больше и больше людей очистят свои сердца от... Îmi place că credința Bahá'í înglobează principiile creștinii în primul rând și alte religii. Că în credința Bahá'í spune că Iisus este învățătorul la Dumnezeu și noi foarte mult respectăm. Mă numesc Marina, am 22 de ani. Cea mai multă parte din viața mea s-a ocupată cu proiecte pentru tineri care sunt inspirate de învățăturile Bahá'í. Eu nu căutam credința Bahá'í. Mai mult eu căutam cum pot să ajut oamenii. Căutam organizații de voluntariat care poate să mă includă în ajutorul altor oameni. Și pe atunci mă ocupam cu 6-7 ani, mă ocupam cu voleiul, foarte așa, regulat, profesional. Și antrenorul meu de volei mi-a spus că sunt niște seminarii despre voluntariat în afara orașului. Și eu chiar am vrut să merg, pentru că eu căutam înainte în internet, căutam, dar mă rușinam să mă duc singură, nu știam pe nimeni. Acolo am aflat despre program pentru preadolescenți, internarea spirituală a preadolescenților. Și mi-a plăcut foarte mult programul. A fost niște bătălii interioare, spirituale, mentale. Pentru că la acel moment eram creștină foarte așa, adică cum... Eram încrezut în, adică în ceea ce credeam la atunci și credeam că este doar un singur adevăr și doar într-un fel putem să ne adresăm lui Dumnezeu prin Iisus. Dar studiind credința Bahá'í, principiile credinței Bahá'í, am înțeles că noi sunt diferite căi spre Dumnezeu. Religia Bahá'í este o credință mondială care are scopul să unească toate popoarele, națiunile lumii într-o singură cauză, într-o credință universală. Și credința Bahá'í este fondată de Bahá'u'lláh, care s-a născut de 200 ani în urmă. Și noi credem că învățăturile sale vor aduce armonie și pace în lume. Familia mea a aflat credința Bahá'í de la mine, într-un fel mama a aflat. Mătușa și mama tot a devenit Bahá'í peste o lună după mine. Da, mătușa tot studiază, interesant, adică ne rugăm împreună, chiar avem ca un obicei. Odată în săptămână ne întâlnim, socializăm, vorbim, pentru că eu nu locuiesc cu ei. Și ne rugăm împreună și în același timp încercăm să ne ajutăm tot, și spiritual și material, într-un fel. O zi obișnuită, atunci când nu mi-e dedicat activităților Bahá'í, noi încercăm să lucrăm în echipă. Adică este o echipă de tineri, maturi, adulți, care se întâlnesc dimineața, de exemplu, fac un plan pe întreaga zi, ce este nevoie de făcut. Uneori începem la școală, că avem acolo grupuri de preadolescenți, uneori avem în o gradă grupuri de preadolescenți, adică program pentru tineri care noi îl avem. Oriunde aș fi eu, Moldova sau în altă parte, adică aș vrea într-adevăr să contribui cumva, chiar nu știu, așa mai de, chiar la ceva grandios, nu știu, mondial, ceva, un program pentru tineri. Cred că sunt introvert, dar tot ce fac eu, activitățile care le fac eu, adică cu tineri, cu oamenii, mă pun mereu în ipostază că trebuie să vorbesc, trebuie să comunic. Și la un moment dat, da, îmi pare că așa un pic... Dar oricum am nevoie de timp pentru mine, să nu văd pe nimeni, să citesc o carte sau să mă uit la un film. Dar oricum nu pot mult, asta e o zi jumate, după asta vreau să comunic. Comunitatea Bahá'í și toate activitățile m-au impus să ies din zona de confort și să discut cu o grămadă de oameni de la cel mai mic, la 6 ani până la 70 de ani. Adică. De exemplu, în vecinătate unde locuim, la Băicani. Și uneori oamenii nu prea înțeleg ce facem noi și cu cine ocupăm, cine suntem. Și da, sunt oameni care, dacă văd ceva diferit de biserică creștin-ortodoxă, da, un pic încep să arăți nemulțumiri față de asta. Dar oricum încercăm prin conversații, prin să arătăm că suntem oameni ca ei. Mă simt destul de împlinită și fericită, pentru că atunci când comunici cu tinerii, cu preadolescenții, nu știu, primești
dai multă dragoste lor și primești înapoi foarte multă de la ei. Primești îmbrățișări lor, primești discuțiile cu ei. Mai ales mă bucur foarte mult că pe unii știu de la 11 ani, 12, acum 18 ani, eu pot să văd cum îi progresează. Progresează atât intelectual, spiritual. Văd că uneori devin mai bun în ceva sau vreau să ajut mai mult sau să mai iubitor, mai prietenoși. Asta chiar foarte mă bucură. Eu pentru mine eu văd că tot ce fac eu e ceva coerent și un tot întreg. Și poate că acum eu am 22 de ani și pot dedica mult timp comunității Bahai. În același timp, pentru mine, ca bază și ca mijloc pentru tot ce se învârte în viața mea, asta e ajutorul altora, servirea. Și mă gândesc în tot ce fac eu, adică să ajut alți oameni. Și normal că este spre ajutorul de credința Bahai.